este egal cu 5 ori 237, îl scriu desfășurat, 200 plus 30 plus 7. Și egal cu 200. Păi, tu nu te mai uiți pe tablă. A, bine. Da? Când vă ești 237, trebuie să știi să scrii și tu. Și acum, conform proprietății de distributivitate, se mulțește 700. Nu, cu 5, toți termenii în paranteză. Da. Deci vine 5 ori cât? Vine 1000. Nu, plus. 5, lasă așa, scriem așa, 5 ori 200 plus 5 ori 30, sunt ceapă toți prietenii noștri. Plus 5 ori 7. Și egal. Ai zis mai devreme 5 ori 2, 10, deci vine 1000. Vorbește tot, te rog. 1000. Plus. 1000 plus 5. Vă rog, mai spuneți calculul ca să pot și eu să vă. Deci 5 ori 3, 10 face 150. Da. Și 5 ori 7 face 35. Corect. Care ar însemna 5. Așa. 8, 1185. 5, 8, ai zis, 1185. Băi, hai să putem scrie și noi invers. 237 ori 5. Știi cum? Ori 5 punem pe 5 de desubt. Și urmează. 5 ori 7. 5 ori 7, 35, 5, 3. 5 ori 3, 15 plus 3, 18. 8 și 1. 5 ori 2, 10 plus 1, 11. 1185. Și întrebarea mea este, de ce trebuie să punem fix de la număr? Păi uite-te, cu șmecheria asta trebuie să mă obișnuiesc. Vezi, primul cârd de 1185 a fost așa obținut deodată. 5 ori 7. Da? Că am început de la 5 și cu el am terminat. Nu mai am cifre în continuare. Da. Nu mai am cifre. Hai să vedem acum dacă aș fi mulțit pe 237 ori 15. Ori 15. Egal. 5 ori 7, 35, 5 și 3. Bun, 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 nu facem așa mulțirea aceea. Încercăm pe 15 să scrim desfășurat. Și egal cu 237 ori, în loc de 15, cât pot să spun? 10 plus 5 desfășurat. Adică 2370 plus 5. Nu. 2370 înmulțit cu 5 după care. Nu. Ăsta se mulțește și cu 5, deci trebuie să zicem așa. Păi n-am zis că ăsta se distribuie la noi. Deci vin 237 ori 10. Proprietatea mai de aici. Face 237 ori 10. 237 ori 10. Plus 237 ori 5. Încă o dată, e bine? Deci 237 ori. Nu te mai uita pe tablă. 237 ori 10 ori primul. Plus, că ăsta se mulțește cu amândoi. Păi asta trebuie, uite la distributivitate, ce spune aici? Se mulțește cu toții în paranteză. Da? Încă o dată. Pe 15 l-am scris ca fiind egal cu cine? 15. Ca fiind egal 10 plus 5. Și acum ăsta, 237, se mulțește și cu 10 și cu 5 ca să ajung la 15. Și până se adună. Și va fi egal mai departe cu cât face 237 ori 10? 237.
237 ori 10, 2370. Da, 2370. Plus? Plus... Am făcut asta. 1185. 1185. Care este egal cu 5... 8, 8 plus 7, 5, 1, 5 și 3. 3555. Deci 5, 8 plus 7, 15, 1 și cu 3, 4 și cu 1, 5, așa este? 3.500, văd când, da? 3555. Da. Păi, hai să scriu și noi la mulțirea cealaltă, cum o făceam înainte. 237 ori 15 egal cu. Începe. 5 ori 7. 5 ori 7, 35. Da. 5 și 3, 5 ori 3, 15 plus 3, 18. Da. 5 ori 2, 10 plus 1, 2, 11. Deci face 1100, am mai făcut-o 85. Da? Și acum să mulțim cu 1. 237. Deci 1 ori 5, 1 ori 7, 7. Da? 732. Dar, deci cât trebuie să punem mai dedesubt aici? Cu cine este să adunăm? Cu 2370. Cu 2370 trebuie să adunăm. Deci vezi tu... Aici dă total am acolo. Adică total altceva decât ce este ce ți-am scris noi acolo. Cum nu dă același lucru? Nu. Cum nu să nu fie așa? Eu trage nu și repede. Ia să vedem. Este. 5, 5, 5, 3. Acum am început să înțeleg. De 237, nu era 237, era 2370. Așa era 2370, de aceea zerul ăsta nu are influență și începe cu cifra asta. De la 1 începe, 1 ori 7, 7. Ăsta e motivul. Deci, am mulțit cu cifra, nu-i unul ăsta, e a 10-lor. E o 10. Și are influență. De ce o mișcăm de acolo începând? Că noi nu mulțim cu 1 ca unitate, ci ca 10 de pe poziția asta. Și ar mai fi trebuit un 0 aici. Și atunci am înțeles de ce trebuie să mișcăm stânga. Ia să mai vedem încă o dată. 237, 237 ori 35. 237 ori 35. Ia să facem să vedem. 237. 237 ori 35. Egal cu. 5, 3, așa, 8. Vă zici dumneavoastră sau... Eu vreau să fac desfășurat. Deci egal cu și cum îl facem o mulțire. Tu vrei început să o faci așa. Hai să o fac și eu așa. 237 ori 35, 5 ori 7, asta e un făcut 35, de așa, 1185. Și acum cu 3, 3 ori 7, 21, unde îl pun? 1 și 2, 1 sub 8. Asta e. 1 sub 8, da? Nu sub 5, nu sub celălalt 1. Că cu cine mulțim? Cu 3. A doua cifră, deci. De ce am mișcat la stânga cu una? Că de fapt e cu 10 la acum am mulțit. Aici pot să pun 0 ca să nu greșesc. Adică am 2200. 3 ori 7, 21. 3 ori 3, 9 și cu 2, 11. 3 ori 2, 6 și 1, 7. În total 2295. 5, 9, 2, cât? 8295. Hai să înțelegem și mai bine. E gama de particule. 237 ori
loc de 35 zicem 30 plus 5. Hai să scrie așa. Da? 237 ori 30 plus 5. Și egal mai departe cu 237 ori 30. E distributivitatea. Se mulțește și cu 30 și cu 5. Ori 30 plus 237 ori 5. Deci 237 ori 30 plus, plus din cauza ăstuia, deci plus 237 ori 5. Ei, și 237 putem să mulțim cu 10 și fac 2370 ori 3. Deci, că 30 înseamnă 3 ori 10. Da. Nu? În loc de 30 pot să zic 3 ori 10, da? Și cu 10 am înmulțit deja. Hai să iau mai ușor ca să vadă toată lumea. Deci înmulțit cu 3, înmulțit cu 10, fostul 30. Da. Deci 237 ori 3 ori 10. Și plus mai departe 2300... Nu, asta am făcut-o. 237. Cât 1185. 5 ori 237 fac 1185, da? Da. Și egal mai departe cu, aici face 2370, înmulțesc, am voie să, la înmulțirea este asociativă, de asociez cum îmi place mie. Și fac 2370 ori 3, ori mai vreau să ori 3. 2370 ori 3. Am scris asta. Da? Da. Și plus 1185. Și acum să mulțim cu 3. 3 ori 0, 0. 3 ori 7, 21. 3 ori 3, 9 cu 2, 11. 3 ori 2, 6 cu 9, 7. Este unde 3 ori 7, 21. 3 ori 3, 9 cu 2, 11. 3 ori 2, 6 cu 9, 7. Asta era. Și cu 0 la sfârșit, și cu 0 la sfârșit. Deci 7111. 7110, pardon. 7110. 7110. Plus 1185. Deci, practic, în loc să scriu desfășurat, să muncim atât de mult, oamenii și-au spus, da, dar ce să mai scriu noi acolo desfășurat? Hai să-i punem o sub altele. Și știm că atunci când mulțim cu cifra, sub ea începe construcția. Cifra unităților de la ea pornim. Cifra zecilor de la ea pornim. Că dacă nu pornim de la ea, nu mai avem pe zero sau la sfârșit. Deci când mulțim cu zecile, noi mulțim cu cifra 3, dar ea ordinului zecilor, e de pe poziția a doua. Și deci de aceea punem de la, nu? De la cifra respectivă. Dacă era cifra 3 la sute. Păi de la sute pornea. De acolo. Da. O să facem și asta. Domnule profesor? Da. Putem face o mică pauză de 5 minute să... Păi, cât e ceas acum? Știi, mi-aș vrea să mai mă întrerup în timpul lecției, că eu am un proiect, am ceva de spus și când mă rup lecția, nici nu mă pot rupe. Deci, înțelegi tu? Eu aveam acum un plan să spun ceva care e foarte important și totuși hai să facem o pauză. Nu-i tocmai indicat. Răspund eu de ce trebuie să fac și îmi frâng lecția și n-are rost să termin ideea asta, că n-am finalizat. Încă n-am răspuns la întrebarea concretă. Totul se bazează pe distributivitate și dacă eu nu insist ca să se înțeleagă, atunci prietenii mei care văd filmul spun, nu am înțeles nimic, da, profesor. Da? Deci, și e important să înțelegi tu. Dar tu ai fost frământat în pauză acum. Știi? Și aici mi-ai dat un pic de lecție. Pare rău și altă dată să nu mai repeți.
Hai să vedem 235, încă o dată, 237 ori 435. Ori 435. Nu punem parafeze, că n-are deja situația. E cam mai departe. Așez 237 ori, în loc de 435, cum putem să-l desfășurăm pe 435? Așa, 400. 400. Plus. Plus 30. Așa. Plus 5. Și cam mai departe cu. 237 se distribuie tuturor. Și vine 237 ori 400. Hai, distributivitatea articol. Da. Deci se distribuie, adică se mulțește cu fictor. Așa, plus 237 ori... 30, da. Plus 137. Așa, ori 5. Ori da? 5. Deci 237 se mulțește cu toți termenii din paranteză. Cu toți. Și calcul. Pot să zic 237 ori 4 ori 100. Că 400 asta înseamnă. 237 ori 4 ori 100. Scrie stilul numărul. Deci 237 ori 4 ori 100. Așa. Deci 237 ori 4 ori 100. Plus 237 vorbește. Plus 237 ori 3 ori 10. Și plus 237 ori 5. Și cam mai departe cu. La înmulțirea asta cu mai întâi cu 100 când vine ușor. Și faci 2, 3, 7 și mai pun 2 zeruri la sfârșit, nu? Asta înseamnă 100. Deci fac 23.700. Da. E bine, da? 23.700. Ori 4. Rămas ba, nu, nu e bine. De ce nu e bine? Că... Face 237.000. Nu cred că de mii. Păi e numai cu 100 mulțit. Când mulțesc cu 10, pun un singur 0. Da. Și când mulțesc cu 100, pun... Și când mulțesc cu 1000, face... Atunci face cu 3 zerouri. Când mulțesc cu 1000, fac 237 de mii. Acum mi-au zis, vă apără 23 de mii, 700. Deci eu pot să asociez cum vreau eu factorii și ăștia 3. Pe 400 am zis 4 ori 100, și acum 237 ori 100 fac 23.700 și ori 4 au rămas. Plus, aici cum scriu? Hai. Nu prea... Ce n-ai înțeles? Hai să spunem ce n-ai înțeles. Nu că n-am înțeles. Pe 237 cu cine îl mulțesc aici? Cu 10. Cu 10. Și cât face 237 ori 10? 2370. Deci face 2370. 2370 ori 3. Și plus 237 ori 5, care l-am mai făcut. 237 ori 5 și am făcut 1100. Cât 85. 85. Și e calcul. Acum dă cu milioane. Stai să... De ce? De ce cu milioane?
Păi ne simulțim cu 4. 4, 0, 0, 4, 0, 0, 4, 7, 4, 7, 28, 8 și 2, da. 4, 3, 12, plus 8, 20, 0 și 2, 4, 2, 8, 10. Deci, 4, 7, deci, 28, da. 4, 3, 12, da. Și cu 2? 12 și cu 2, 20. 12 și cu 2? 12 și cu 2, 14. Păi 14, 4 și 1. 4, 2, 8 și 1, 9. Hai, mă fac încă o dată, 4, 0, 0, 4, 0, 4, 7, 28, 4, 3, 12. Și 2, 14. 4, 2, 8 și 1, 9. Bine, da? Plus, hai să mă zic cât trebuie acum. Părtește. 0. Da. 1, 2, da. Ține, 9, plus așa, 1, 1, 2, ține, 7. Plus 1185. Deci 37, 21, 33, 90, 33, 90 cu 2, pe tot făcut aici. Deci 37, 21, 33, 90 cu 2, 11. 26 și cu 1, 7. Da. Da? Și plus 1185. Și acum să le adunăm. 9. La adunare, o să spunem așa, mai întâi o să zicem 1185, 1185 scrim pe prima, sub ea să scrim 7000, ai înțeles? Pe ultima o scrim la adunare. Deci începem să adunăm cu, tu vrei să zici 5 cu 0 și cu 0, nu? Dar de să le scrim una sub altele, să le scrim unele sub altele așa. Deci 1185, acum 7000. Mi-a dat. Și respectiv 94.000. 102.095. 800. Și trage și le adun. 5. 8 și cu 1. 9. 9. 2 și cu 8, 0. 10. 10. 9 și cu 4, 13. Și mi-a dat 103.095. De ce nu mi-ai scris tu, mi-a spus altele, cum l-am scris eu? M-au și eu un motiv, să știi. Eu am crezut că noi nu suntem nebuni. Păi da, dacă îl scriu așa aici la tablă, faci și tu. Așa, unei sub altele. Vreau să-i scrii. Eu n-am văzut așa, unde sub altele. Hai scrie-le, te rog. Scrie cum am zis eu. Am zis că scrii mai întâi ultima. Deci 1185, apoi 7110 și 94.000. 800. 4. Ei, dragule, dacă încercăm să mulțim numerele astea, 237, hai să le mulțim, cum știam că să le mulțim, 237 ori 435. Hai să mulțim. Cum știam cu tehnica aceea? 5, 8, 5, 6, 35. Așa. 8, 1. 11, da? Da. Cu 3 acum. 21. 21 ne-am pus pe 1. Sub 8. Așa. 2 ținem, 3 ori 3, 9, plus 2, 1, adică 11. 1 le ținem. 7. 7 este 11. Așa.
Și cu 4. 4, 7, 28, 82. Da. 4, 2, 12. Plus 2, 14. 4 și 1. 8, 4, 2, 8, plus 1, 9. 9. Trag liniște la dură. 5. 5, 9. Da. 0. Da. 13 și da. 10. Și 10. 95. Este rezultatul mulțirii. Nu-i tocmai adunarea noastră dinainte? Tocmai adunarea 1118, 7110, dar tot zice și 711. Păi, fiindcă nu-i pus 0. Este exact asta de sus și ștergem de lucrurile astea că noi deja nu influențează la adunare. Nu influențează la adunare din motivul ăsta. Deci, dragilor, asta e șmecheria. Distributivitatea înmulțirii, distributivitatea înmulțirii față de adunare. Și de aceea, asta e explicația de ce cu cifra cu care înmulțesc, de acolo pornesc. Din cauza că aici, cifra care înmulțesc e mică. Fie 10, fie 100, fie 1000, da? Și eu de acolo construiesc zerurile acelea să subînțeles. Se subînțeleg, pardon. Zerurile se subînțeleg. Da? Astea două zerouri, la adunare, nu influențau nimic, cu nimic. Ei, ăsta e motivul. Vezi? 237. Și atunci oamenii ce au spus? Nu mai facem noi desfășurat și să arătăm chestia asta. Dar elevul care pleacă din școala generală, face și gimnaziu, el încă nu știe de ce, de ce, cu cifra cu care înmulțesc, sub ea începe construcția în mărg. Motivul, aici 3, când înmulțesc cu 3, și zic 3 ori 7, nu știu ce, tot, ia ce ordine este? 3, 10 înseamnă. La 10. De aceea este mișcată în instăga. Deci rezultatul va fi cu mulțiri cu 10. Da? Deci cu 0 aici la sfârșit. Când înmulțesc cu 4, cifra asta 4 e la sute. Și construcția de la sute începe. Da? Uite. Clar. Când am mulțit cu 4, 4, 7, 28. Și cu 2 zerouri la sfârșit, deci sute sunt acestea. În concluzie, e foarte, 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 foarte important să rețineți că la mulțire începem cu construcția, să zicem, construcția numărului, că ce rezultă, cu cifra cu care mulțesc, sub ea începem construcția. Sub ea începem construcția. Așadar, tu când ai avut acolo, să spunem, 2005, ia scris, 2005, înmulțit cu 37. Cât face? Hai. 7 ori 5. 7, da? Da. Hai să mulțim invers. 37 ori 2000 se face și mulțirea asta, nu? Că trebuie să dea aceeași lucru. 37 ori 2005. 37 ori 2005. Hai, începe și tu. Știi bine că dacă le comutăm, rezultatul trebuie să fie același. Și începem. Aici nu trebuie să fie așezate cifre sub cifre la cei doi factori. N-are importanță. Abia acum începe lucrul. Ok. 5. 7, 35, 53.
3 ori 5, 15 plus 3, 18. Așa. 0, adică 1, așa, 0, așa. Ce? Adică ce fac acum? Păi ce fac calculez? Nu 0, da? Deci, 0 ceva? 0, 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 nu, nu, câte, câte 0 ori? 2 0 ori, nu? Că sunt doar 2 cifre. Apoi, iar celălalt 0 începe. 0, da. 0, și în sfârșit, 2 ori, cu ce era care mulțesc, 2 ori 7, 14, da. 2 ori 3, 6 și 1, 7. Trag linii și urmează. 5, 8, 1, 4 și 7. Ei, mai avea rost să scriu ăștia 0, 0, 0, 0? Nu, că n-a influențat deloc la adunare. Deci am mulțit cu 5 și mi-a dat 185. Și acum mă duc tocmai la 4, tocmai la 2, dar atenție, dacă sunt foarte exact, atunci se vede foarte bine. Deci cu 2 înseamnă că după 3 cifre, adică dincolo de 1 încep construcția, așa, 2 ori 7, 4, 2 ori 3, 6, 1, 7. Abia aici, ca să nu greșești, mai zici tu, mulțești cu 0 ori de acelea, ca să știi că mișc câte o, la fiecare rând, câte o cifră, da? Că te duci și avansezi de la 10 la sute, ei, și aici dacă nu scrii pe 4 și îl scrii sub 1, este că tot ești. Deci construcția sub cifra cu care încep. Cu cifra 2, care e a câta cifră? E a treia. Din ce s-a fost descris aici, 3 sunt construite. Și atunci eu, cifra care, prima care o construiesc cu mile mulțim, începe a patra poziție, da? 2 ori 7, 14, 2 ori 3, 6, 1, 7. Rezultatul este același dacă am scris corect. Dacă l-am scris pe 74 ăsta mai încoace, e de fapt, în loc să fie 74.000, e 7.400. Și de aceea rezultatul este aiurea. Hai să recapitulez. Dragilor, învățători și profesori, încercăm să răspundem copiilor încât să nu apară în momentele acestea goluri, de fapt, care vor fi darul banilor. Adică, cât de important este, plecând de la distributivitate, că mulția se distribuie și desfășurând numărul respectiv, de fapt, noi construim primul șir de numere la mulțirea cu unitățile. Da? 1185. Al doilea șir la mulțirea cu 10, 7110. 7110. Și al treilea, la mulțirea cu sutele, care înseamnă 94.800. Și, sigur, puteau să fie 0 ori, pot să repuneți prin abuz, fiind cifra asta de la 3 încolo, și tu ții cont că încep cu 1, pui 10-le, la sute pui 2 0 ori, și atunci continui mai departe. Deci, de ce la cifra 10 cu 0 începem? Pentru că e vorba de cifra 10-lor, da? De ce am un 0 aici? Ori țin minte că, iată, cu cifra cu care mulțesc sub ea începe cu